Unii primari din România au ridicat risipa la rang de artă. Este cazul celor care au investit din fonduri publice, ore europene, sute de mii de lei și chiar de euro pentru reabilitarea unor școli și grădinițe, pe care nu le folosește nimeni. Pentru că în localitățile lor nu mai sunt copii, unitățile de învățământ au fost închise imediat după terminarea lucrărilor. Ori au funcționat o vreme până au rămas fără elevi. Cu 800 de mii de lei, bani primiți de la guvern prin Programul Național de Dezvoltare Locală, primăria Sâmbăta din județul Bihor a reabilitat 3 grădinițe. Lucrările au început acum 2 ani și s-au terminat în primăvară. Degeaba însă. E bine că renovat școala. Bine, dar dacă e pustie, nu-i nimic în ea. Chiar și așa, primărița consideră că banii nu ar fi fost irosiți. Am depus proiectele în anul 2016, atunci aveam copii. Ministerul Dezvoltării dădea bani pe învățământ. Ce trebuia să fac? Să rămân să mă uit la școli cum se derăpânează? Dacă vom întruni efectivele minime, le vom deschide. Dacă nu, vom vedea ce se va întâmpla cu ele. Și în localitatea Plevna din județul Galați au fost investiți bani mulți într-o școală închisă, mai exact 200 de mii de euro primiți de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. De când n-am mai intrat nimeni? Păi de la alegeri, după 26 mai. Școala a mai funcționat 2 ani după ce a fost amenajată, apoi a rămas fără elevi. Ea este într-o conservare în momentul în care au loc alegeri, se face secția de votare, este secția de votare de fiecare dată la toate alegerile. 500 de mii de lei a costat și refacerea școlii din localitatea Magherești, județul Gorj, care a fost distrusă de un incendiu. Ca să nu închidă unitatea de învățământ, primarul speră să atragă aici și copiii din localitățile vecine. Dacă stau și mă gândesc, cred că o să opteze și cei de la Hăiești, satul de lângă, o să opteze să vină acolo la Magherești în acele condiții. La școala din Magherești învață acum 12 copii în ciclul primar și alți 12 sunt înscriși la grădiniță. Din cauza reducerii numărului de elevi în România mai sunt doar 6.290 de școli cu personalitate juridică, în scădere cu peste 700 față de anul trecut. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.